Ori de câte ori văd cete de școlar. Permiteți-mi să vă urez multă groază cu venință. În anul școlar 2016-2017, vacanța a trecut pe nesimțite. Toții astăzi suntem triști, dar și emoționați, pentru că începe un nou an școlar, un an în care ne punem în valoare toate calitățile, aptitudinile, capacitatea de a relaționa unul cu alții. Într-un sistem educațional care merge spre descentralizare, nu mai putem sta pasiv și să așteptăm să facă cineva un pas, ci noi trebuie să fim cei care acționăm. Noi, părinții, profesorii, elevii, autoritățile locale, mult succes și noul an școlar! Clasa mea revăd și mi-amintesc și eu de toți profesorii din anul de liceu. În rândul 4, banca de la cea, să avem o frumoasă colaborare în ceea ce privește destinații de colegi. Le doresc multă, multă sănătate, le doresc să aibă o putere, să înveze pașii copiilor noștri spre împlinirea lor ca oameni. Le doresc să-și arate profesionalismul pe care au dat dovadă ca și și să participăm împreună în vederea în definirea unui singur țel, devenirea lor ca individ, ca oameni de bază ai societății. Când întâmplător... În continuare, dăm cuvântul domnului Timar Sandoaru. Bună dimineața și bine ați venit! Stimate cadre didactice, dragi părinți, iubiți elevi, anul școlar 2016-2017 debutează și în comuna noastră cu multă bucurie pentru toți copiii comunității noastre. Pentru cei care debutează în școală, în casă, în clasă pregătitoare, este o zi memorabilă, o zi plină de emoție și bucurie. Vrem ca în localitatea noastră să se poată desfășura activități didactice așa cum este normal să fie într-o comunitate civilizată. Există în tradiția școlii românești devotamentul și priceperea datelor ambiția acestor de a forma generații de tineri care să performeze la toate nivelurile. Școala din Boghești a dat comunității noastre, județului Vrancea și țării în general, oameni pregătiți, intelectuali de seamă, buni meseriași în toate domeniile de activitate. Suntem mândri și fericiți atunci când peste timp se reîntorc în comuna noastră și pe din experiențele noastre. Copiii noștri trebuie să învețe, iar noi, ceilalți părinți, cadre didactice, școală, administrație publică, suntem obligați să le acordăm tot sprijinul de care au nevoie. Fără o generație educată și formată în spiritul dreptății, credinții și adevărului, nu avem nicio șansă. Stimați profesori și învățători, cunosc bine problemele cu care vă confruntați, fiindcă le îndurăm cu toții. Suntem alături cu sufletul și la limita posibilităților legale și materiale, vă vom sprijini necondiționat. Vă rog din toată inima să fiți aceiași profesioniști și să asigurați același act didactic ca întotdeauna. Sunteți cei care alături de părinți vedeți cel mai bine lipsurile materiale din familie copiilor noștri printr-o mare dăruire, înțelepciune și dragoste. Puteți compensa toate greutățile vremurilor pe care le trăim cu toții. Vă asigurăm cu toată solidaritatea și de întreaga noastră recunoștință cum la fel de mult vă vor aprecia acești copii și familii din care ei provin. Vă mulțumim pentru tot sacrificiul de care ați dat și veți da dovadă în continuare. Rog și familiile acestor preșcolari și școlari ai noștri să fie alături de efortul de creștere și educare a tinerii noastre generații, fiindcă numai această stăduință oferă șansa ca localitatea noastră să renască și să se încadreze în adevărate sale coordonate de existență. Vă doresc tuturor un an bun, în care succesul să fie cu luna efortului dumneavoastră. Așa că ne ajute și Dumnezeu! Să-ți lasă numele Tău, fie împărăția Ta, face-se voia Ta.
și noi iertăm greșitelor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. La mulți ani fericit! Mult și bun să vă dea bunul Dumnezeu, un an binecuvântat. Doresc atât membrilor corpului didactic, domnului primar, părinților, cât și mai ales elevilor, cu reușite, cu sănătate, cu putere de muncă, înțelepciune și tot ce e bun. Credința o să o avem în suflet întotdeauna și, bineînțeles, și ajutorul de la Dumnezeu nu va întârzia. Vă doresc un an binecuvântat, să ne trăiți! Să ne cunoaștem clasele, să ne cunoaștem profesorii, diriginți, învățătorii și încep prin a anunța profesorii, învățătorii de la clasele primare. La clasa pregătitoare, anul acesta, copiii vor fi îndrumați de doamna învățătoare Râmbu, Alina. La clasa 1 și a 2-a, elevii o vor avea ca doamnă învățătoare pe doamna Tologan Mariana. La clasa a 3-a, elevii vor fi îndrumați de mine. La clasa a 4-a, doamna Agache Emilia. În ceea ce privește elevii ciclului gimnazial. Clasa a 5-a o vor avea ca îndrumător al doilea părinte, doamna profesor Chirilă Veronica. Clasa a 6-a, doamna profesor Sevastre Gianina, clasa a 7-a, doamna profesor Manole Cătălina și clasa a 8-a, domnișoara profesor Lescaie Adriana. Vă urez încă o dată mult succes și, așa cum am mai spus, să sperăm că vom avea rezultate din ce în ce mai bune și vom ridica prestigiul acestei unități de învățământ. Multă sănătate și multă putere! Voi trăi, nu-l voi uita. Porom, pom, pom, pom.